În afară de cei peste 100 de jandarmi care vor menține ordinea publică în Năvodare, Foriete, Chirghiol, Vama Veche, Neptun, Megidia, Cernavodă și Hârșova, alți 30 de militari vor fi prezenți la spectacolul Sunwaves din stațiunea Mamaia în zilele de 27 și 28 aprilie. De asemenea, în perioada 27-29 aprilie, 30 de jandarmi vor asigura ordinea publică la spectacolul The Mission și la Festivalul Internațional de Zmeie. 15 jandarmi vor fi prezenți pe plaja H2O, tot în stațiunea Mamaia. În plus, la nivelul inspectoratului s-au organizat echipe de intervenție pregătite în orice moment să răspundă eventualelor solicitări.